Am rugat 100 de români să completeze fraza. Aș mânca niște usturoi cu... cu iubita mea. Mihai, dacă nu am oglindă, nu pot să... Mi îndrept părul. Am rugat 100 de români să completeze fraza. În vacanță am închiriat o căsuță cu vedere la mare. În fiecare dimineață mă trezeam să... Îmi fac nevoile. Teo, în afară de om, ce mai are gură? Aerul, de la gură de aer. Am întrebat 100 de români. În afară de o pasăre, ce vietate iese dintr-un ou? Un câine? Un câine! Chiar nu-mi dau seama de ce n-avem acolo. În afară de pahar, ce se mai umple? Pahar. Pahar. Ce moment de la nuntă pune mireasa pe rețelele de socializare? Mizilicul. Ce? Momentul mizilicului! Cum să nu fie? De unde te tragi de pământ? Din Giurgiu. Din Giurgiu. În Giurgiu se joacă momentul mizilicului, nu știți? Am rugat 100 de români să completeze fraza spusă de Titel, băiat fidel, către iubita lui. Pisi, de când mergi la sală ai slăbit foarte mult, mi se pare că toate hainele sunt acum largi. Hai să mergem în mall să-ți cumperi... Șapcă. Vasile, iubesc o domnișoară fragilă ca... un copac? Teo, ce cumperi de la supermarket sub formă de pastile? Chibrituri. Maică mea! Frățioare, știam că o să ai răspuns, Doamne ferește, dar nu... Chibrituri, pastile. Da, ai dreptate. Ai drept... Nu! Sigur! Unde se duce fratele cel mare, iar mama îi spune să-l ia și pe cel mic cu el? La femei. Am întrebat 100 de români. În afară de telefon, ce mai stă la încărcat? Autofiletantă. Lucrăm în domeniu. Daniel, ce verifici de două ori înainte de a merge la culcare? Apa la WC-ul. Dacă e defect. Avem apa! Ce faci atunci când vrei să arăți că-ți pare rău, Teo? Plângi. Valentin, ce-i prăjit de miroase în toată casa? Cârnați. Ați văzut vreodată fața unui copil când vine Moș Crăciun? Așa mi-a zis acum Valentin. Cârnați. Mai spune-mi o dată. Cârnați. Uite!